Grațierea lui Gică Popescu a devenit un subiect pe marginea căruia se discută intens încă de marți, atunci când dosarul transferurilor a ajuns la final după 8 ani. Condamnarea fostului capitan al Barcelonei a surprins mai presus de orice, motiv pentru care a fost creată o petiție online pentru grațierea acestuia, una care a strâns până în momentul de față peste 21.000 de semnături. Mulți susțin grațierea lui Popescu, dar este și un număr mare de concetățeni care spune că fostul fotbalist trebuie să își ispășească pedeapsa pentru că a greșit. Da, dar dacă va fi Gică Popescu grațiat, vor trebui să fie și ceilalți. Anumitor va fi o discriminare. Și toți cei care au avut procese controversate, discutate, adică cu decizii contradictorii date în diferite etape ale instanțelor. Anumitor va fi discriminare. Au fost deja create petiții cu grațierea. Ați semna una din ele? Dacă ar veni cineva la mine, aș semna. Dacă nu doresc rău nimănui. Da. De ce? Pentru că nu cred că a făcut atât de mult rău față de ce au făcut alții. A făcut mai mult bine. Deja au fost create petiții cu grațierea. Ați semna una din ele? Da. Fără discuții. Da. De ce? A fost un om care a adus fală țării și eu zic că nu merită să stea acolo. Nici împotrivă, nici... Dar legea îți face meseria, cum să zice. S-au creat deja petiții pentru a semna grațierea lui. Ați semna una din ele? Nu. N-aș semna. Gică Popescu, unul dintre simbolurile fotbalului românesc, nu trebuie să facă închisoare, alături de criminali și violatori. Pentru toate bucuriile aduse milioanelor de români de-a lungul carierei sale impresionante, Gică Popescu merită să îi se dea șansa iertării prin grațiere. Haideți să demonstrăm că ne prețuim valorile. Semnați petiția prin care putem obține grațierea lui Gică Popescu, pentru că legea grațierii este destinată unor astfel de cazuri. Se precizează în petiția online. În vederea exercitării prerogativei de grațiere, președintele poate solicita avize consultative de la Ministerul Justiției, care este obligat să le înainteze în termen de 30 de zile de la data solicitării. De asemenea, atunci când consideră necesar, președintele României poate solicita informații organelor administrației publice locale sau judecătorești.